Ediția 8-a a Festivalului Mărului, desigur, un festival care parte componenta mai multor activități culturale din Soroca, vine de fapt să ne întregească în fiecare an partea de odihnă, de agrement a sorocenilor, și pentru noi este foarte important ca să realizăm în cadrul festivalului promovarea imaginii culturale a Raionului Soroca. Deci, într-adevăr, prin acest festival noi întregim mai multe obiective, așa zise. În primul rând, promovăm, după cum vedeți, cetatea Soroca, pentru că în preajma cetății monumentului, acestui monument se desfășoară acest festival. Noi promovăm și alte monumente în cadrul acestui festival, promovăm meșteșugurile populare, promovăm folclorul, avem un spectacol frumos pe placul tuturor, dar cel mai important este că noi promovăm omul ca producător de mere, omul ca creator al versurilor, creator al folclorului, creator al tuturor ce ne înconjoară, omul acel care face ca viața noastră să fie mai interesantă, să fie mai frumoasă, omul, producătorul de mere, artistul, omul de cultură, promovăm în general imaginea culturală a Raionului Soroca și eu cred că acest festival de acum a devenit un festival național, va deveni poate și un festival internațional. În acest festival ne regăsim noi toți împreună cu dumneavoastră.